del fuoco. Buona dimineața! În Cluj, la Villa Hila Resort, este absolut superb aici. Doamne, suntem înconjurați de o livadă de cireși. Și este liniște și pace. Trebuie aștept să-mi beau cafeaua espresso, pentru că la Villa Resort este aparține unui italian, Italiano Vero. Tether loop off, we gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Vă ajută cu styling-ul ceva, o să am eu grijă după. Ideea e că aș vrea să vă alegeți câte două perechi de pantofi, da? Ca să aveți pentru cele două ținute, da? Două ieșiri, două perechi de pantofi diferite. Ok. Asta, de exemplu, este așa. Bluză cu sacou și cu pantalon. Da? A, da, merge. Să rețineți că prima ținută este cea care e mai lejeră, mai casual și a doua este cea care are puțin fil, flauriu, agiliu, mai de seară, mai puțin elegantă, mai nu știu ce, da? Ok? Ok. Am bulversat pe toată lumea aici, toată lumea are treabă, dar evenimentul este foarte important pentru partenerii noștri. Și după cum vedeți, am intrat aici la Meli Melo, am ales cele mai frumoase bijuterii și genți și pălării și absolut și ochelari de soare. Și acum o să rog pe domnișoara să mă ajute la prezentarea de modă. Am nevoie și eu uite, despre astea vorbeam, da? Deci nu vă sfiiți să puneți culoare pe voi, da? De astea exemplu, pune așa, da, vă spune ea. Deci gândiți, puteți să puneți două, uite așa. Vezi? Așa, de exemplu, așa, la tine, uite, pe ținuta asta simplă, așa, tu poți să pui două, știi? Da. Și să fie așa o chestie, știi? Da. E foarte cool, deci nu vă sfiiți să puneți mai multe pe cap sau, știi? Nu, nu la tine, la tine. Deci, astea toate. Frumos, mie îmi place, Doamne, am făcut asta toată viața mea. Uite, că dă exact foarte bine cu astea de pe cap, cu pantofiorii, știi? Deci asta să fie geanta ta și o porți așa, da? Asta, da? Așa în spate? Da. Cum vrei tu, da? Nu, mai bine în spate. Așa, da? Mișto. Foarte tare. Uite, asta, e exact cu astea, roz. Vezi? Super. Așa, deci mai elegantuță. Și mai am geata asta, o să o puneți la a doua ieșire, dacă e foarte frumos. Da. În momentul în care iau microfonul în mână, se știe, nu mai mă opresc din vorbit, îmi place foarte mult să vorbesc, îmi place să țin microfonul în mână pentru că este defect profesional. După 20 de ani de activitate în showbiz, televiziuni și alte alea, vă dați seama că este cam greu acum să mă dezvăț de un obicei cam prost. Zi frumoasă de vară. Este vorba despre seria de conferințe Trăiește Inteligent pe care noi am lansat-o anul trecut doar în București și în urma succesului pe care l-a avut acolo am îndrăznit să credem că o să avem succes și în țară. Și atunci am ales 6 orașe în care vom merge, le vom străbate în lung și în lat. Clujul a fost al doilea, pentru că Bucureștiul rămâne totuși primul. În Cluj ne dorim să vă aducem la cunoștință că frumusețea este peste tot, după cum vedeți, dar ca să fim frumoase în fiecare clipă, trebuie să avem grijă de noi, trebuie să fim informate, trebuie să cunoaștem care sunt produsele care ar putea să ne păstreze această frumusețe sau de ce nu, să ne facă și mai
Aș vrea să vă vorbească Gabriela Mărginean, o doamnă foarte, foarte drăguță aici, care ar îndrăzni așa să se ridice în picioare și să vină alături de noi. Și mulțumesc mult de tot că ne găzduiți pe mine și pe echipa mea la Villa Hills Resort. Este foarte frumos, dar am să te rog să ne povestești puțin cum a început povestea, de ce ați ales tocmai acel loc, este înconjurat de livezi de cireși aici, care asistă la evenimentul nostru Trăiește Inteligent, va primi din partea la Villa Hills Resort o reducere de 10% pentru absolut tot ceea ce doriți să faceți acolo. Evenimentul dumneavoastră este prioritatea noastră, orice doriți să organizați, de la aniversări, cum spuneam mai devreme, petrecerea bulacilor, bulăcițe, sau chiar un weekend relaxant, puteți veni oricând la noi, ne contactați pe adresa de Facebook și cei care sunt de față astăzi aici o să beneficieze de o reducere de 10% din partea noastră. Incredibil că aveți de ce, zic și eu. Mulțumesc pentru complimente, Dana. Mulțumesc mamei, surorii, logonicii. Facem ce așa... suntem noi la Oscar? Eu da. Da, ceau ragazzi, e un proiect ambițios de familie bazat pe muncă și pe visul ăla că pe muncă se poate face, pe 17-18 ore de lucru pe zi, asta se dă cu semnătură. Și ceau ragazzi, e un proiect care într-adevăr anul viitor se va tripla în lungime și va ajunge la nivel național maxim 2 ani. Wow. Suntem aici să ne certați dacă nu se întâmplă așa. Cam atât am de spus, mulțumim că ați venit și sper să vă bucurați de cadou. Deci aceasta este prima ținută, blugii și bluza de la LPB, pantofi, așa cum vă spuneam, foarte lejeri, confortabili, geanta, ochelarii și accesoriile Meli Melo. Bijuteriile multicolore cu accentuează o colecție de inspirație pentru tine, pentru femeia visătoare, romantică, dar cu un stil bine definit. Noul sezon o va conduce prin stiluri diferite, însă atât de asemănătoare cu feminitatea din noi. Colecția de anul acesta, Meli Melo, pune foarte mare accent pe feminitate, dar și pe influențele etno. După cum vedeți, fetele au diademe cu mărgele, cu paiete, ochelarii sunt extrem de colorați, cu imprimeuri florale sau animal print, gențile supradimensionate, să nu uităm că rucsacul este un produs statement anul acesta, deci să vă rog să observați balerinii și pielea foarte fină. Culorile, iar se poartă anul acesta, bronzul, aluriul, argintiul, dar ușor mătuit. Am găsit. Suntem în după-amiaza asta frumoasă și însorită împreună aici cu Dana. În primul rând, Dana, vreau să te felicit pentru evenimentele pe care le organizezi, pentru această caravană în care noi suntem parteneri. Astăzi o să vorbim un pic despre importanța folosirii produselor cu factori de protecție. Este important să ne menținem pielea sănătoasă chiar și atunci când ne expunem la soare. Fie că o facem în mod voluntar, că mergem la plajă, la piscină, sau în mod involuntar, că se întâmplă să mergem pe afară când este foarte soare, să stăm în stația de autobuz, absolut, să ne plimbăm prin parc. E, în astfel de momente, mai ales vara, dar nu numai, corpul nostru intră sub incidența radiațiilor. Produsele noastre sunt rezistente la apă, dar așa cum spuneam, este foarte important să nu uităm să le reaplicăm la un interval de 2-3 ore. Da, de preferat ar fi să reaplicăm produsul și atunci când ieșim din apă, dar ele sunt rezistente la apă. Să nu uităm că și în momentul în care suntem în apă, pielea noastră este sub incidența radiațiilor ultraviolete și se bronzează. Ba chiar mai mult, pentru că razele soarelui sunt reflectate exact de apă și poți mult mai ușor să te arzi, să-ți arzi pielea. Să-ți arzi pielea, într-adevăr. Revin la cum ar trebui să ne alegem o cremă cu factor de protecție. Cremele cu factor de protecție se aleg în funcție de coloratura pielii fiecăruia. Cu cât pielea noastră este mai deschisă, cu atât este important să folosim creme cu factor de protecție mai mare, cel puțin la primele expuneri. Cu cât pielea noastră este mai obișnuită cu radiațiile și cu bronzul, atunci putem folosi creme cu factor de protecție mai mic. În noua gamă Gerovital Sun, pe care compania Pharmac a lansat-o, avem produse cu factor de protecție, începând cu 6 și terminând cu 50. Produsele noi le avem aici, la sfârșitul prezentării o să aduc pe fiecare măsuță câteva dintre aceste produse, tocmai pentru a le încerca.
De data aceasta, vedeți, ținutele sunt mult mai chic, ușor elegante, cu fir auriu, argintiu, ușor în stilul parizian. Ne place, ne place să fim cochete ca franțuzoaicele. Ele sunt renumite pentru eleganța lor, dar o eleganță simplă, da? Nu ostentativă. Vă recomand să folosiți pălăriile cu produsele GeroVital Sun să-și facă treaba, pentru că noi, chiar dacă ne protejăm fața cu produse, trebuie neapărat să avem și ochelarii de soare, cât și pălăriile, ca să avem totuși un ajutor, o protecție în plus. Deci anul acesta Amélie Melo ne recomandă să fim trash chic. Așa că iată cum, în completare cu brandul LPB, avem eleganța și feminitatea la superlativ prin aceste două branduri. Aceasta este propunerea noastră ca voi să trăiți inteligent, să fiți frumoase vara aceasta, să vă simțiți că atrageți toate. Mulțumesc agenției City Models pentru aceste manechine frumoase și delicate, care au știut să prezinte aceste haine atât de bine și atât de frumos. Și spun că românii sunt cam la coadă când este vorba despre igiena dentară și este păcat, pentru că, ok, părinții ne învață cum să folosim periuța de dinți, dar poate nu știm că trebuie să ne spălăm pe dinți de cel puțin 4-5 ori pe zi. Nu numai o dată dimineață și o dată seara. Poate că nu știm că trebuie să folosim înainte și după ce mâncăm ața dentară. Aflăm aceste lucruri din vorbind și stând de vorbă cu un doctor stomatolog foarte bun, un doctor care a venit special de la București ca să fie alături de noi astăzi, care dorește să se facă cunoscut vouă publicului clujean, și am să-l rog să vină alături de mine pe Adrian Mina. El ne va prezenta și produsele Sunstar Gum USA, produse excepționale. O mică poveste despre mine, ca să putem vorbi mai bine despre produse. Sunt medic stomatolog. În primul rând, eu am copilărit, am crescut în Canada. Acolo m-am format până la vârsta de adult și am avut ocazia să folosesc numai produse de calitate și întotdeauna mi-au plăcut produsele premium, pe prima linie. Chiar de mic copil am avut tendința să fiu acel cumpărător care își alege produsul cel mai scump. Așa mi-a plăcut. Cu ideea asta, în 96 am venit în România, mi-am continuat studiile, am făcut facultatea de stomatologie la București, m-am tot plimbat între Canada și România înapoi și mi-am dat seama că avem o țară foarte frumoasă și că sunt foarte multe oportunități și că noi toți românii avem nevoie de lucruri de calitate și trebuie să le aducem de undeva aici, și atunci m-am decis să fiu chiar pe mine să mă aduc aici și să rămân în România, să nu mă mai mut în Canada. Mi-a plăcut foarte mult și am început munca. Între timp am dezvoltat clinicile somatologice din Constanța, București și urmează și în Cluj, Da Vinci Dental Clinic. În momentul în care am început foarte mult să lucrez și să-mi dau seama că trebuie să îngrijim gingiile, dinții și pacienții mei au nevoie de mai mult, mi-am dat seama că nu avem un produs de calitate pe piața noastră și atunci am dezvoltat o idee să aduc eu un produs. Produsul pe care îl prezentăm, eu îl am în baia mea de când aveam 3 ani. Deci este produsul pe care am copilărit și produsul pe care îl știu de când mă recomandă pe primul loc. În România, fiind un brand nou, trebuie să-l promovăm mai bine. Trebuie să-l promovăm și vă spun sincer că eu de obicei nu promovez orice îmi pică în mână. De obicei testez produsele înainte, sunt destul de greu de convins să le las pe cele care le-am cunoscut cu ceva timp în urmă. Odată ce am început aceste evenimente, mi-a spus, te rog frumos, vino să testezi aceste produse și dacă tu crezi că sunt ok și îți fac bine, atunci am să te rog să mă ajut să le promovăm, pentru că lui chiar îi pasă de români și de felul în care noi zâmbim. Party la Villa Hill Resorts. Yeah!